Riva, o nouă victorie a farului european pe teren propriu, felicitări, un succes foarte, foarte important. Mulțumesc, da, a fost un meci foarte greu, nivel european, știam de lucrul ăsta, eram pregătit și suntem fericit că am reușit să câștigăm și avem un avantaj la retur. 0-0 la pauză, ați primit gol imediat după pauză, dar ți-a avut puterea să reveniți, tu ai marcat golul egalizator, felicitări. Mulțumesc, da, da, nu e ușor să iei un gol la începutul de la repriză, dar bine că avem o echipă, să avem un caracter foarte tare și asta contează și știam că dacă facem ce ne cere mister, victoria o să vină. Al doilea gol consecutiv în Europa după cel de la Tallinn. Da, 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 da. Sunt foarte fericit, e o seară minunată pentru mine. Victorie în Europa și am devenit azi cel mai bun marcator străin din istoria clubului și sunt foarte fericit. Cum vezi returul de la Helsinki? Foarte greu, foarte greu. Ne așteaptă un meci foarte greu, pe sintetic, dar acum avem un meci duminică pe la campionat, că trebuie să ne gândim și acolo și apoi avem timp să ne gândim la retur. Fanii din nou alături de voi, ca de obicei. Da, da, da. Fanii, cum am zis, sunt al 12-lea jucător al nostru. Cu ei suntem mai puternici, nu avem minge pierdute, nu avem nimic cu ei, ne susține și asta contează și ei face diferență.